Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Mulți dintre fermierii beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală vor fi nevoiți să returneze banii în condițiile în care, din cauza costurilor suplimentare generate de scumpirile din ultima perioadă, nu își mai permit să finalizeze proiectele pentru care au obținut fonduri, scrie economica.net. Să vedem despre ce este vorba. În contextul în care bugetul PNDR aprobat pentru perioada 2014-2020 nu acoperă și costurile suplimentare cu materialele de construcții, gaz, energie electrică și combustibil, sunt mulți fermieri care au accesat fondurile, dar nu își mai permit să finalizeze proiectul. Din acest motiv, absorpția fondurilor europene din PNDR devine una extrem de problematică. Această situație a fost prezentată în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles de către ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu. Impactul COVID-19 și al războiului din Ucraina asupra implementării programelor naționale de dezvoltare rurală este dezastruos. Mulți dintre cei care au sperat că își vor relansa activitățile din industria agricolă se văd acum nevoiți să oprească programele pe care le-au accesat. Costul materialelor de construcție a crescut considerabil împreună cu prețul combustibililor, al gazelor naturale și al energiei electrice. Costurile forței de muncă, precum și ale echipamentelor și ale altor utilaje, au crescut de asemenea. În acest context, mulți beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală nu mai pot continua implementarea proiectelor în curs, deoarece bugetul aprobat pentru perioada 2014-2020 nu mai acoperă costurile suplimentare ridicate cauzate de creșterea substanțială a prețurilor, informează Consiliul Uniunii Europene. În intervalul martie 2015-martie 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit peste 100.000 de solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în valoare de mai bine de 12 miliarde de euro. Dintre acestea, AFIR a încheiat până în martie 2022 contracte de finanțare cu 74.053 de fermieri și beneficiari publici, prin care se acordă fonduri nerambursabile de 5,9 miliarde de euro. Gradul de absorpție era la 30 martie 2022 de 89% din fondurile puse la dispoziția românilor pentru dezvoltare rurală, de mediu și climă. AgroTV a primit în exclusivitate ultimele informații despre rapoartele de selecție AFIR pentru fonduri europene. Din cauza volumului extrem de mare de dosare depuse și a multitudinii de sesiuni deschise concomitent, fermierii și antreprenorii din mediul rural, care au depus cereri de finanțare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la sfârșitul anului trecut, încă nu și-au aflat rezultatele. Se pare totuși că ne apropiem de data publicării tuturor rapoartelor. Să știți că azi am auzit o bârfă, nu pot să-i spun o sursă, cum că raportul ar fi finalizat și va fi primul publicat de către AFIR. Nu pot să certific aceasta, este strict la nivel de, nici nu știu dacă este, pot să-i spui în declarație, nu, este strict la nivel de poveste că este finalizat raportul și îl vom avea în curând. În curând, reprezentând probabil data de 30. Peste 200 de fermieri și reprezentanți ai companiilor din agribusiness au fost prezenți la 13-a ediție a Zilei Tehnologiilor Moderne în Agricultură. Evenimentul a avut loc la ferma Probstdorfer din Călăraș. În timpul vizitelor pe loturile demonstrative au avut loc dezbateri despre tehnologiile de protecție a plantelor prezentate de Alcedo. Reprezentanții Alcedo au vorbit despre parteneriatul cu Probstdorfer Zaszucht România. S-a subliniat faptul că materialul genetic de calitate, dar și tratamentele de protecție pentru plante sunt vitale în realizarea producțiilor agricole ridicate și de bună calitate. Partea asta de socializare ne ajută pe toți. Ne ajută pentru că avem experiențe din câmp pe care trebuie să le povestim. Toată chestiunea asta dă o efervescență și, cum să spun, ne încărcăm bateriile la un astfel de eveniment. Anul acesta am fost prezenți în loturi ale partenerilor noștri, unde, datorită faptului că aceste tratamente nu au fost făcute corespunzător, datorită faptului că epocile de semănat nu au fost respectate, și iar sămânța a petrecut în sol din cauza lipsei de apă mai mult decât ar fi trebuit, ne-am confruntat, în special în cazul orzului, cu apariția ustilago tăciunile zburători. De asemenea, este foarte important să punctăm și aspectul legat de prețul inputurilor, care a explodat anul acesta, din păcate, dar vreau să menționez și să nu ne lăsăm cumva atrași în capcana recordurilor de producție,
care știm cu câte forțe obțin. Binecunoscutul profesor și autor de cărți de specialitate, Mihai Berca, a vorbit despre loturile experimentale de grâu. Bine v-am găsit, domnule profesor Mihai Berca. Iată, foarte multă lume s-a adunat astăzi pentru că este un eveniment, de ce să nu spunem acest lucru, dar aș vrea să-mi vorbiți, pentru că văd că ați creat aici un grafic, comparație între cantitatea de apă necesară culturii grâului și cantitatea de apă efectiv căzută în primăvara lui 2022. Noi aici avem un lot demonstrativ cu mai multe soiuri de grâu, dar grâu premium. Ca să spun așa, adică grâu care ca nivel al producției merge în două treimile superioare, dar care are o proteină mult mai multă, până la 14, 15, 16 pentru cine vrea proteină, adică cine vrea pâine bună. Deci noi sunt adeptul fabricării și cercetării de soiuri rezistente sau tolerante la condițiile de mediu și de calitate superioară. Specialiștii de la Alcedo au subliniat faptul că din cauza secetei mulți fermieri au renunțat în a mai cumpăra sămânță sau în a mai trata corespunzător sămânța. Datorat evenimentul secetă, mulți dintre fermieri au evitat anumite lucruri. Una, să cumpere sămânță, a doua, să condiționeze sămânța și a treia, să trateze corespunzător sămânță, fapt care a generat probleme în câmp. Atac de dăunători, atac de boli, regăsim anul ăsta tăciune la cultura de orz, regăsim monocultură la grâu și atac de zabrus, atac de agriote, pătarea în ochi a bazei tulpinii, o serie întreagă de probleme care fie le-am ignorat, fie din cauza rotației scurte n-am ținut cont de ele. Fermierii se plâng de lipsa precipitațiilor și de faptul că nu pot aplica nici măcar tratamentele de bază culturilor, tot din această cauză. Problemele cu care ne confruntăm în această perioadă sunt atât de natură climatică, seceta care s-a instalat din ianuarie. Noroc că prin agrotehnica pe care o folosim avem culturile cât de cât sunt în condiții optime. Nu putem să ne facem o viziune asupra plantei că dacă nu ai apă, nu poți să administrezi îngrășăminte. Dacă nu ai apă, nu poți să administrezi ceea ce îi trebuie plantei respective. Și nu putem chiar nici tratamentele să îi le facem, tratamentele de bază. Încă din 2017, Alcedo pune la dispoziția fermierilor un portofoliu propriu de semințe atent selecționate. De peste 10 ani, profesioniștii din agricultură își dau întâlnire la Fundulea, la AgriPlant Aromagrotec, cea mai dinamică expoziție agricolă în câmp din România. Anul acesta, evenimentul se va desfășura pe o suprafață de 36 de hectare de expoziție, în perioada 2-5 iunie, cu program de vizitare cuprins între orele 9 și 18. Vrei și tu să mergi? Înscrie-te acum online și vei avea acces gratuit la târg. Ai toate detaliile pe site-ul agriplanta.ro. Este simplu și rapid. În câteva clicuri primești tichetul de acces sub forma unui cod QR, direct pe adresa de e-mail pe care ai comunicat-o în formularul de înscriere. DLG Intermarketing este organizatorul târgului în parteneriat cu APIMAR. Lumea agricolă vine la AgriPlanta Romagrotec. Bună ziua, sunt Beatrice Tavares de la ITC Seeds. Cu mare bucurie ne aflăm astăzi în lotul demonstrativ de la AgriPlant Aromagrotec. Suntem bucuroși să fim alături de partenerii noștri de la DLG Intermarketing pentru ediția numărul 10, ediția aniversară. De 10 ani suntem împreună și de 10 ani în fiecare an vă așteptăm la AgriPlanta, la Fundulea. Vom avea ateliere, vom avea câmpuri demonstrative pentru culturile de toamnă, pentru culturile de primăvară. Veți putea vedea atât culturi de păioase, culturi de prășitoare, vom putea vedea noi soiuri, noi hibrizi. De asemenea, DLG ne pregătește ateliere tehnice, ateliere de mașini agricole, ne întâmpină cu specialiști atât de la dânsii și noi suntem aici, ITC Seeds, cu specialiștii noștri pe semințe. De-abia așteptăm să vă prezentăm noutățile, vom avea soiuri noi, vom avea specii noi, vom avea în premieră lucruri care cu siguranță vă vor interesa.
Este interzisă arderea miriștelor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, sancțiunile ajungând chiar la excluderea de la plată pentru orice schemă de plată. Avertismentul repetat pentru a câta oară de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Au fost multe evenimente în toate zonele agricole ale țării în care agricultorii au incendiat intenționat hectare întregi de vegetație, faptă care, după ultimele modificări legislative, se pedepsește cu amenzi uriașe și chiar cu închisoare. Arderea miriștilor este interzisă încă din 2007, iar fermierii noștri știu acest lucru, nu este niciun fel de noutate, a declarat într-un interviu la Radio Târgu Mureș directorul general al APIA, Adrian Pintea. El a mai precizat și cele două cazuri în care pot lua naștere aceste evenimente. Cităm, acum aici sunt două chestiuni. Tu, fermier, îți dai foc la miriște, iar dacă ești prins, categoric nu vei beneficia de sprijin financiar. Iar dacă ți se dă foc la o plantație, trebuie să anunți acest lucru reprezentantului APIA, astfel încât să nu fi sancționat. Repet, arderea miriștilor este interzisă. Este una dintre condițiile pe care fermierii noștri trebuie să le respecte pentru a beneficia de acești bani. Dacă tu ți-ai curățat curtea și dai foc buruienilor, nu are nimeni niciun fel de problemă. Aici vorbim de arderea miriștilor, arderile masive care pot provoca incendii și alte daune. Am încheiat citatul din declarația făcută la radio de șeful APIA. Reamintim că fermierii care vor să primească subvenții în anul 2022 sunt obligați să respecte normele de ecocondiționalitate care cuprind cerințe legale în materie de gestionare, standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, acestea sunt grupate pe următoarele domenii. Mediul, schimbările climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, sănătatea publică a animalelor și a plantelor, cât și bunăstarea animalelor. Multe dintre suprafețele agricole din țară sunt acide sau acidifiate și au nevoie de tratamente pentru ameliorarea pH-ului. Fermierii care se confruntă cu asemenea probleme pot utiliza Omia Calcipril. Are grijă de baza culturilor dumneavoastră și de pământul pe care îl lucrați. Proprietățile și mai ales efectele benefice aduse solului de Omia Calcipril le puteți afla din materialul pe care îl difuzăm imediat. În zona extremă, a vestului extrem, să spun așa, de exemplu Cenad, partea asta, Dudești Vechi, partea de graniță cu Ungaria, făcând parte din Câmpia Panonică, noi avem o structură a solurilor provenită dintr-un pământ format nou, fiind un fund al unei mări panonice care a existat acum 1 milion de ani. Pământul ăsta nu are o structură prin definiție, el e plin cu elemente nutritive, dar nu are o structură granuloasă, o structură prin care să fie permeabilă, în care să pătrundă aerul și ca organismele aerobe, care sunt majoritare în sol și care ne dau bogăția solului, să se dezvolte. Și implicit trebuie să venim cu amendament pe bază de calciu pentru ca să formăm o structură, ca să rupă legăturile intime dintre granulele din sol și să formăm o structură permeabilă și bine aerată. Și în fiecare an, dacă e posibil, când ne putem permite financiar, că toate se limitează la cheltuielile avute pe fermă, implicit pe unitatea de suprafață, să intervenim cu anumite cantitate. Să spun, în primul an dau 500 de kg. În funcție de cum ne permite asolamentul, mai aplicăm 500 de kg, fiindcă el tot timpul are un rol important în sol, adică fiind în sol și aglomerând tot mai mult în carbonat în sol, creăm o structură a solului care se menține ani de zile după aceea. Calciprilul folosesc de vreo 3 ani de zile. E granular, e foarte ușor de împrăștiat față de alte sortimente bazate pe carbonat de calciu, care se împrăște mult mai greu fiind micro, foarte fine și de altfel un praf. Și are multe avantaje pentru sol în special și pentru plante. El are o influență teribilă în a fragmenta solul, a crea o structură a solului, pentru ca să cumulăm în coloiză anumite elemente nutritive. Altfel, el ar fi compactat și implicit anaerob. Deci are o funcție pentru a modifica structura solului și mai e foarte benefic pentru membrana celulară, pentru structura plantei. De altfel, calciu mobilizează elementele în sol și creează halouri în care se pot asimila anumite elemente chiar blocate. Are o valoare reziduală benefică, că nu în primul an chiar se dizolvă tot, dar depinde de cât de bine micronizat e și intră în soluția solului. De altfel, se prelungește pe mai mulți ani. Dar trebuie venit cu o completare datorită faptului că să aplicăm cantități probabil prea mici, toate raportate la cheltuieli. Produsul este cunoscut în Timiș, cel puțin în partea de vest este foarte cunoscut, fiindcă provine și de la o firmă cunoscută, Omnia, și normal că fermierii interesați îl cunosc. L-am folosit pe terenul cu aciditate
mai mică, cu specifică, undeva la 6 pH-ul, 5,86, cu corecții de pH și implicit pentru a hrăni plantele. Calciu e esențial în plantă. Aplicarea calciprilului care creează o structurare a solului, să pădurde rădăcinile mai bine, să formează raticulații suplimentare la plante, ca să absorbă cât mai multe elemente din solul ăsta, care în fond el e bogat în elemente, dar sunt foarte multe blocate. Calciprilul, fiindcă e granulat, ai posibilitatea să-l așezi uniform pe toată suprafața. OMIA, totul pentru o lume mai productivă. Singurele făinuri din România atestate ca produs tradițional românesc proveneau de la o moară cu piatră din Pișcolt, județul Satu Mare. Între timp, autoritățile au hotărât că nu mai corespund categoriei, iar făinurile de grâu și secară și-au pierdut titlurile pentru că normele de atestare s-au schimbat de câțiva ani. Povestea făinurilor tradiționale românești care nu mai sunt așa de tradiționale, a aflat-o în exclusivitate pentru AgroTV colegul meu Marius Milea, într-un interviu realizat cu Gheorghe Chereji. Vă prezentăm imediat. Noi fabricăm pe moară cu piatră produse, făinuri, făină de grâu și făină de secară, principale două produse. Făinurile noastre au fost singurele făinuri din România atestate ca produs tradițional după vechile norme, care s-au schimbat acum 3-4 ani. În momentul când s-au schimbat, am primit o înștiințare de la cineva de la Ministerul Agriculturii care ne-a spus că făina nu se încadrează la produse tradiționale. Și atunci eu am spus, așa spun în ghilimele, foarte bine, atunci noi românii să mâncăm făinuri cu euri. Și am renunțat la a face mai departe documente sau a face cereri sau ceva, pentru că, din punct de vedere bănesc, nu aveam niciun beneficiu, dar faptul că făina noastră era atestată, singura făină din România atestată ca produs tradițional, pentru noi era o mândrie. Spuneți că sunt tot felul de făinuri în România care nu corespund. Din măcinișul grâului sau secării, la mine tot ce se macină, ce rezultă, merge într-un singur loc. Există un singur produs care este din măciniș. Și nu înțeleg cum este posibil ca o moară de capacitate mare, care face 7 feluri de făină, să poată face și făină integrală. Ea face niște anomalii, în sensul că amestecă 2-3 produse și spune că e făină integrală. Plus că mai pune și tot felul de arșuvanți, care nu e un lucru normal. Deci pe piață acea pâine integrală nu este atât de originală cum ar trebui. Exact. Deci eu am niște relații, am firme la care, nu vă spun firma, din Timișoara, la care în fiecare săptămână ne ducem 3 tone de făină, care lucrăm de când am început activitatea, lucrăm cu dânsii, facem făina de grâu, de exemplu, tip integrală, numai dintr-un soi românesc în fiecare an, măcinăm din același soi de grâu și din aceeași cantitate de grâu timp de un an de zile, de la noua recoltă până la viitoarea recoltă. Nu schimbăm. Cum pot să-și dea consumatorii seama că o făină este într-adevăr integrală și una este contrafăcută? E greu să-și dea seama, dar prin analize, eventual, dacă se fac niște analize amănunțite, se poate constata. Dar dacă ne ducem la raft, cumpărăm pâine integrală, putem să ne păcălim? Bineînțeles, da. Coșul cu legume livrat acasă este afacerea care, deși a prins contur în pandemie, este profitabilă în continuare. O demonstrează o asociație care administrează și un cămin de copii din județul Buzău și care, pentru a se susține financiar, a înființat o grădină în care sunt cultivate doar legume bio. Acestea sunt livrate direct la domiciliul clienților în baza unor abonamente. Prețul promoțional este de 80 de lei pentru coșul familial și 62 de lei pentru unul cu mai puține produse. În grădina asociației din Pănătău, județul Buzău, primele legume bio sunt culese cu grijă. Se recoltează, în primul rând, salată, că tot suntem la salată, ridichi, pătrunjel, rucola, ceapă verde, usturoi verde. Legumele sunt cultivate după metode vechi, în sere neîncălzite, lucrate doar manual și ajutate cu îngrășământ natural provenit din gunoiul de grajd. Este o salată crescută în grădina, din sămânța noastră, din făcută de noi, în solar plantată de noi, nu am forțat-o cu nimic. Tocmai de aia s-a făcut și mai târziu. Exact. A fost foarte frig,
și a crescut mai încet. Acum a venit căldura și o să crească mult mai repede. Avem o salată plantată mai târziu, să nu facă floare, să avem tot timpul proaspătă. Deci salata va fi livrată mereu? Până va veni căldura mare. Cristina și Daniela au grijă de legumele crescute fără chimicale în solariile asociației, iar pentru a avea producție suficientă până toamna târziu, cele două angajate pregătesc permanent răsaduri. Aici am pregătit răsadurile pentru plantare. Aici au crescut. Și acum urmează să le luăm pe fiecare, să plantăm în fiecare solar și în câmp. În această perioadă, coșul care ajunge la clienți conține de la verdeață, usturoi și ridichi, până la ceapă verde și urzici. Pregătim lădițele. Da. Pentru București. Pentru București. Punem legume adunate din grădină. Ceapă verde, stevie, urzici, rucola, pătrunjel, ridichi, usturoi verde. Ce aveți aici? Germeni de ridichi. Pentru ce sunt? Pentru salate. Din mai și până în decembrie, legumele bio ajung săptămânal în casa fiecărui abonat. În fiecare zi de miercuri, prin livrare acasă. Ne-am pregătit pentru livrare de la grădina bio Amurtel. Legume proaspete, culese de astăzi. Și tot astăzi ajunge pe masa clientului. O parte unde o să ajungă, cealaltă parte? O parte o să ajungă la București și o parte la Buzău. Cu legume sunt frigorifice, foarte proaspete, foarte bune. Numele meu este Coșma Bogdan, lucrăm în circa 900 de hectare în momentul de față. În ultimii ani am avut probleme foarte mari cu diabrotica. În 2019, 280 de hectare au fost afectate. Larva de diabrotica a tăiat rădăcinile porumbului. În urma acestui atac am avut o pagubă de peste 40% din producție. Reprezentantul Chemark ne-a recomandat Microseed Geo în cantitate de 15 kg pe hectar. Estimăm o producție de 10-11 tone la hectar în acest an. Dăunătorii la sol, diabrotica sau agriotes, se hrănesc cu rădăcinile plantelor și pot diminua cu peste 50% producția. Microseed Geo, cu aplicare la sol, asigură o protecție de durată prin efectul de vapori, oferind și nutriția la start. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Că sunteți sau nu grădinari cu experiență, cu toții v-ați confruntat cel puțin odată cu musculițele negre, care se instalează pe frunze. Ele par inofensive, însă pot să creeze pagube însemnate în culturi, de aceea este bine să știm cum să protejăm plantele împotriva lor. În materialul video pe care îl găsiți pe site-ul nostru agro-tv.ro, gazda emisiunii Ce vor plantele, dr. inginer Horia Ghibu, ne explică cum îndepărtăm musculițele de pe frunzele roșiilor. Dacă doriți să-i adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV de luni până joi de la ora 18. Rămânem tot la informații pe care le găsiți în platforma mediaagrotv.ro, pentru că s-a lansat public măsura granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar. Formularul electronic de înscriere va fi activ pe linkul granturi.imm.gov.ro. Începând de joi 26 mai 2022 ora 10 și va rămâne activ până marți 31 mai ora 20. Bugetul alocat acestei măsuri este în valoare totală de 250 de milioane de euro. Se intră în posesia granturilor pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, încheiat cu mai multe categorii de beneficiari. Cei interesați pot accesa site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsesc toate informațiile, într-un amplu articol dedicat acestei finanțări pentru domeniul agroalimentar. Tot aici aveți și alte subiecte legate de fenomenul agricol românesc. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.